Cătălin, mă bucur să te revăd. Ai 3 luni de acum de la operația de mișorare a stomacului. Cu ce gânduri sau cum îți pare acum decizia pe care ai de a face această operație după 3 luni de la această experiență? Bineînțeles că a fost o hotărâre grea, dar acum mă bucur foarte mult că am luat această decizie, deoarece viața mea s-a schimbat cu tot. Care crezi că ar fi principalele câștiguri obținute în urma acestei intervenții? Mă refer atât la câștiguri de ordin al sănătății tale, cât și referitor la statusul mental, la câștigul psihologic. În primul rând, nu mai am probleme cu somnul. Înainte aveam apnee și era o problemă destul de gravă, deoarece nu puteam să trăiesc zi de zi pentru că adormeam. Ca și fizic, mă bucur că am mai slăbit. Și de ordin psihic, cred că cel mai mare câștig e încrederea în sine. Ai simțit vreodată că oamenii te priveau altfel? Ai simțit un tratament discriminatoriu? Bineînțeles, deși se spune că nu contează părerea celorlalți, se simte mereu când se uită cineva la tine mai ciudat, în autobuz, când stai pe un loc, dar de fapt stai pe două și nu stă nimeni lângă tine. Am încercat înainte să mă duc la sală, să țin un regim, să mă duc la sală și în vestiar toată lumea se uită la mine și bineînțeles că asta deranjează. Nu. Deși cât aș vrea eu să trec peste, tot se simte acea privire a oamenilor. Și acum în oglindă, după operație, văzând că ai slăbit deja 45 de kilograme de când ne-am văzut noi prima dată, ai observat că lumea începe să te privească altfel și a pus întrebări vis-a-vis de motivul pentru care ai slăbit? Toți prietenii spun că am slăbit, se bucură pentru mine, mă întreabă cum a reușit, le spun de operație și mă încurajează să o țin tot așa pentru că și știu că asta mă ajută pe mine. Cum găsești rigorile pe care echipa noastră ți le-a trasat după operație? Ți se pare greu de respectat, dificile sau dimpotrivă, destul de simple, eficiente și adaptabile în măsura în care tu ești tânăr, ești un om activ, lucrezi, ai o viață absolut integrată social? Rigorile care mi s-au pus mi s-au părut de bun simț, destul de ușor de îndeplinit, deoarece acum nu mai simt foamea, deci nu am nevoie să mănânc, pot să respect toate indicațiile. Bineînțeles că au mai fost momente când am mai călcat strâmb, să zic așa, dar nu am putut să exagerez niciodată sau să mănânc prea mult din ce nu trebuie.